În primele zile ale fiecărui an, la casieria primăriei municipiului Câmpulung, zeci de cetățeni vin să-și achite taxele către bugetul local pentru a scăpa de grija acestora, dar și pentru a beneficia de reducerea de 10% care se aplică în cazul plăților efectuate până la data de 31 martie. Primele zile ale acestui an au fost însă destul de liniștite din acest punct de vedere și asta pentru că, potrivit unui anunț afișat la casierie, încasările taxelor și impozitelor se va face începând cu data de 12 ianuarie. Desigur, au fost și excepții. Câmpulungenii care au dorit neapărat să plătească dările către stat pe motiv că vor pleca din țară nu au fost refuzați. Acestora li s-au încasat sumele datorate în baza unei chitanțe de mână, urmând ca datele respective să fie introduse în sistemul electronic imediat ce baza de date va fi actualizată. Pentru anul acesta, termenele de plată la impozitul pe clădire, teren și auto au rămas neschimbate. Astfel, pentru semestrul 1, termenul limită este de 31 martie, iar pentru semestrul 2, de 30 septembrie. Dacă la un tip de impozit suma de plată nu depășește 50 de lei, termenul de plată este unul singur, 31 martie. Contribuabilii care plătesc integral impozitul pe clădiri, teren și mijloace de transport până la data de 31 martie, beneficiază de o reducere a impozitului cu 10%. În ceea ce privește plata chiriei pentru garaje și locuințe, potrivit site-ului primăriei, sunt stabilite următoarele termene. Pentru chiriile aferente terenurilor garajelor sunt 4 termene de plată, respectiv 10 aprilie, 10 iulie, 10 octombrie și 20 decembrie. În cazul chiriilor pentru locuințe, plata se face lunar pentru luna în curs până la data de 10 a lunii următoare. Neplata la termen a chiriei pentru terenuri ocupate de garaje implică penalități de 0,3% pe zi de întârziere, iar pentru neplata chiriei pentru locuințe și teren aferent se vor aplica penalități de 0,5% pe zi de întârziere. Dobânzile se aplică începând cu ziua următoare termenului de plată sau luna următoare după caz.